Aceste arestări vin după ce primăria Săcelu a beneficiat în 2004 de fonduri SAPARD în valoare de aproximativ 3 milioane de lei noi pentru a realiza lucrările de alimentare cu apă. Conform DNA, Dănuț Rentea, primarul din Săcelu, a acceptat propunerea făcută de Mihaela Alexie de a primi 120.000 de ron pentru a-i se atribui lucrarea, cât și pentru ca executantul, adică firma Sahir Alexim, să încaseze contravaloarea lucrărilor neexecutate sau executate necorespunzător. Mita a fost primită după decontarea primei tranșe de către SAPARD. Ajutați de ceilalți 6 inculpați, au falsificat mai multe rapoarte de execuție, documentație de eligibilitate pe care le-au depus la SAPARD. Aceasta este rețeta sigură de a ajunge la pușcărie. Astfel că în spatele gratiilor ajung 8 persoane, în frunte cu fostul primar Dănuț Rentea și omul de afaceri Mihaela Alexie, care au primit 7, respectiv 6 ani de închisoare cu executare. Alături de cei doi a primit o pedeapsă de 5 ani și fostul adjunct al Inspecției de Stat în Construcții, Cornel Cimpoieru. Magistrații au decis ca 5 ani de pușcărie să facă și Petre Gherghe, fost funcționar în cadrul Consiliului Județean Gorj și un alt fost salariat al Consiliului Județean, Ilie Daniel Pavel. Magistrații au condamnat la câte 4 ani de închisoare pe Liviu Popescu, informatician la Edvaur SRL, Marian Daniel Găină, fost funcționar al Consiliului Județean și asociat cu Pavel la firma GPS Construct, și Vasile Oroș, expert în cadrul agenției SAPARD. Sentința celor 8 nu este definitivă, trebuie însă să plătească despăgubiri civile de aproximativ 700.000 de lei. De asemenea, averile celor mai mulți dintre inculpații din acest dosar au fost puse sub sechestru, iar procurorii DNA au început o altă investigație care vizează toate primăriile din Gorj care au realizat aducțiuni de apă cu Hir Alexim SRL.